Este o situație pe care o avem și pe care trebuie să o gestionăm. Asta vine și din faptul că am acordat acele facilități care au fost anticipate și calculate dinainte de a le pune în aplicare. Era un cost estimat la 11 milioane de lei pe care l-am luat în calcul când am propus Consiliul Local setul de măsuri pentru facilitățile din punct de vedere fiscal pe care le-am acordat pe raza municipiului Brașov și este pe undeva, nu este o noutate, am anticipat acest lucru. Diferența este că de la 11 milioane avem un minus de 12 milioane de lei, de roni, care astăzi este constatat pe execuția bugetară din ceea ce înseamnă capitolul de venituri proprii de pe raza municipiului Brașov, pe care l-am anticipat într-un fel. Urmează ca să compensăm această sumă, deficitul acesta, din alte zone de natură bugetară și să echilibrăm până la sfârșitul anului acest lucru.